Nazaret, o replică foarte apropiată de autentic. Avem ocazia aici să vedem lucruri și locuri de unde a pășit Domnul Iisus Hristos. Pildele pe care le spune El sunt așa de familiare când te uiți în locurile astea și vezi un turn de pază, o podgorie care este împrejmuită cu zid, sau un loc unde se călcau struguri, așa cum spune Isaia 53, pentru ce sunt hainele tale roșii ca unul care calcă la teasc. Toate sunt așa de grăitoare pentru noi. Din nou ne convingem cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu, cât de adevărată este Biblia. În vremea lui Isaia, cum Dumnezeu a lucrat în momentul când Isaia a scris, inspirat de Duhul Sfânt, a spus aceste cuvinte cu privire la Domnul Iisus și trebuiau să împlinească cu El, în fiecare zi de sabat se desfăcea de pe o parte sulul și se strângea pe partea cealaltă și se citea câte un fascicul, câte un pasaj. Pentru că Dumnezeu vedea la împlinirea planului Său, când Domnul Iisus a intrat în sinagogă, au ajuns cu cititul la pasajul următor. Duhul Domnului. Sunt 52 de capitole în Tora. Da? Fiecare săptămână se citește capitolul respectiv. Da. Deci în fiecare săptămână câte un capitol din cartea lui Isaia. Și ajunsese cu citirea la ceea ce avem noi cuprins în capitolul 61. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mânit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sat al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruielile din vechime, vor renui cetăți pustite, rămase pustii din neam în neam, străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugari și vierii voștri. Dar voi veți fi numiți preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți veli cu fala lor. Amin.